Partenerul lui Horia Tecău, Max Mârni, nu a venit singur la București. În premieră la PRD Năstase Țiriac Trophy, jucătorul din Belarus și-a adus cu el întreaga familie, soția Xenia și cei trei copii. Melanie, Petra și Demid i-au făcut galerie din tribune în meciul din semifinale cu Andreea Seppi și Victor Troitski. Your family is upstairs. How do you feel with them? Well, you know, it's a double pleasure because, you know, being here at home of Horia and special feeling about the stadium and being at this club in Bucharest and I have my family here that was fortunately to come and join me here. Campion alături de Robert Liniște, anul trecut la București, Horia Tecău vrea să reediteze performanța și cu Max Mârni. Cei doi au pierdut ambele finale jucate în acest sezon la Sydney și la Delray Beach, dar speră să și-a revanșa la BRD Năstase Țiriac Trophy. Tecău și Mârni vor înfrunta în ultimul act cuplul Lucas Druhy, Oliver Marach astăzi de la ora 16 în direct la Digisport 2. Vremea e superbă, am auzit că biletele au fost vândute, ne așteptăm să fie plin aici, să ne susțină toată lumea, să-i dezavantajeze pe adversarii noștri și să câștigăm.